Salutare tuturor, sunt Surrey Shadow și acesta este Blubo S8. Un telefon chinezesc ce vrea să imite Samsung Galaxy S8. Vine într-o cutie foarte asemănătoare cu cea a S8-ului. Dintr-un carton mat. În partea de jos a cutiei vedem modelul, că este S8, culoarea Midnight Black, absolut la fel ca la S. Avem două e-mail-uri, ceea ce înseamnă că avem un dual SIM. Cam atâta regăsim pe cutie. În partea din spate mai avem unele specificații, cum că avem un procesor MT de la MediaTek, un octa-core de 1,5 GHz, Android 7.0, un ecran de 5,7 inch, cameră duală, 3 GB de RAM și 32 de GB de memorie internă. Dar mai vorbim pe parcurs. Să deschidem cutia. Se deschide în sus ca la iPhone, nu ca la cea originală de la Samsung, dacă și vrea. Acesta este telefonul, îl dau deoparte momentan. Cutie mai regăsim un pliculeț cu o husă din silicon, o adiție foarte frumoasă a celor de la Blubo. O folie pentru ecran, frumos, un manual de instrucțiuni, o hârtie cu o mulțumire a CEO Blubo și garanție. În pachet mai regăsim o cheiță pentru SIM, în partea stângă adaptorul de rețea european, alb, la fel ca cele de la Samsung, ce oferă o putere de 2 amperi, dar nu și fast charging. Mai avem un adaptor de la USB Type-C la jack, ceea ce înseamnă că nu avem un mufă jack. Și cablul USB Type-C. Din păcate nu avem un pachet și o pereche de căști. Ceea ce înseamnă că va trebui să investim într-o pereche bună pe USB Type-C sau să ne utilizăm de acel frumos dongle sau căști Bluetooth. Scoatem telefonul din acest sertar. Telefonul vine într-o folie cu instrucțiuni. Cam așa arată, de un negru impecabil, Midnight Black. Pe spate, după cum observați, avem așa un efect holo, interesant. Pe partea dreaptă, butonul de standby și deschidere. Pe partea stângă, butoanele de volum. În partea de sus, slotul pentru SIM și card de memorie. Microfon de anulare a zgomotului din fundal. În partea de jos, conectorul USB Type-C, microfonul și difuzorul mono. Pe partea din spate avem un blitz dual LED pe o singură culoare, o inscripție cum că avem dual camera, cei doi senzori camerei duale și un senzor de amprentă. Să-l deschidem. Cam așa arată lock screen-ul al device-ului. Un ecran foarte frumos, destul de sharp, culori vii. Doar că ce mă nemulțumește este meniul, o temă aplicată de cei de la Blubo. Avem un meniu ca cel de la iPhone. Glisăm din stânga în dreapta. Și-au băgat ei nasul, dar arată ok. Să văd dacă pot să dau luminositatea mai încet ca să se vadă mai bine pe cameră. Să ne uităm rapid și în setările telefonului. Asemănătoare cu cele de la Samsung. Versiunea de Android este 7.0.
Să trecem rapid și prin cameră. Am aici o jucărie mică. Făcut o fotografie normală. O poză corectă. Cu culori mai vii decât în realitate. Modul beauty, time-lapse, slow-mo, panorama și watermark-uri. În setări, aflăm că avem și anti-flick, luminozitate, să ne uităm la rezoluție, rezoluția de 13 sau de 16 megapixeli. Pe modul video avem rezoluție doar Full HD, din păcate nu și 4K. Beauty mode, face ca cute, tot felul de chestii chinezești. Snapchat direct pe telefon, ca să zic mai așa, să zic mai direct. Să ne legăm puțin și de ecran. Ecranul, cum ziceam, are o diagonală de 5,7 inch cu o rezoluție de 1440x720, un HD scalat la 18x9 sau 2x1. Cum observați, și marginile ecranului sunt curbate ca la S8. Din partea de față, partea din fața telefonului arată exact ca un S8. Chiar și sticla este 2,5 de curbată pe margine, chiar dacă nu avem edge. Seamănă cu un edge. Designul este obiectiv. Pe partea din spate este curbat în ambele colțuri, ca un S8, are cam aceeași curbură. Să ne uităm rapid și la un videoclip pe YouTube, ca să vedem calitatea ecranului. Difuzorul din partea de jos sau de ok, cam în ce dar ok. Putem urmări videoclipuri doar până la calitate HD. Contrast bun, culori vii. Un ecran frumos și corect. Ca alte specificații ale telefonului, pe față avem o cameră de 5 megapixeli. Bateria este de 3450 mAh, destul de mare, de unde și grosimea de 8,4 mm. Este un device destul de gros și greu, are 207 grame. Bateria ar trebui să ducă lejer o zi de muncă și se va încărca cam în 2 ore cu încărcătorul de doar 2 A. Memoria de 32 de GB este ok. Faptul că putem adăuga și un card de memorie de până la 256 de GB este super. Iar la un preț de doar 846 de lei, mi se pare un good deal. Cam atâtea despre terminalul BlueBo S8. Sper că v-a plăcut review-ul. Sunt Sorry Shadow și până data viitoare, numai bine!